A început deosebita emisiune Republica Azi Bun Iată că ne uitam un pic prin arealul de informații pe care le putem accesa, nu este așa, de pe vastul internet și uite cum căscam ochii pe site-ul news. Vreau să vedeți voi până să citesc eu Pam, pam, da cum vi se pare acest titlu? Prima femeie care se căsătorește cu o hologramă generată de AI. Suntem bine cu toții, așa este, ne-am luat pastiluțele, cu siguranță, bună ziua, bună dimineața, bună dimineața, whatever, nu contează pentru că noi suntem efemeri, dar cu o astfel de informație, nu știu cum mai suntem. Să citim, dragilor. O artistă din Spania pregătește o nuntă inedită care stârnește dezbateri cu o hologramă alimentată de inteligența artificială. Acest act artistic provoacă întrebări complexe despre natura conștiinței și a relațiilor umane. Da. Foarte bună această întrebare. Să ați puțin, că a plecat uh, microfonul. O să-mi iau o așa, o lavalieră, un headset și un microfon și o să stau să vorbesc, depinde cum mă cad astea. Uh, zice, provoacă întrebări complexe despre natura conștiinței și a relațiilor umane. Întrebarea care se pune în această situație este cum vor avea parte de amor aceste două entități. Oameni buni. Iertați-mă dacă adresez întrebări care parcă sunt așa cumva desprinse din context. Dar chiar vreau să știu. Dar chiar vreau să știu cum pot ele ca să facă și anume. dragoste. Foarte. Bună întrebare. Citim. O femeie se pregătește să devină prima persoană care se căsătorește cu o hologramă alimentată de inteligența artificială. Subiectul ridică o mulțime de întrebări despre natura, conștiinței și a umanității, temele centrale în creația artistei spaniole Alicia Framis. Uu. Este chiar Alicia care face planuri pentru nunta ei cu o hologramă alimentată de Ain, numit Alex. Ai fi vrut să-l cheme Alex și a dat așa pe lângă, uh, se pare cu numele, că altfel nu înțeleg. Bun, mai departe, această nuntă nu este prima incursiune a Aliției în utilizarea artei sale. Pentru a explora concepte legate de relații. Anterior a trăit cu un manechin numit Pierre, cu o modalitate de a explora iubirea și prietenia, dar ultima lucrare duce lucrurile într-o direcție mai futuristă. Artista postează frecvent despre relația ei pe pagina de Instagram, poate le vedem și noi, nu? Într-o postare despre relație, ea a scris. Este o relație romantică între o femeie și inteligența artificială. Uh, acesta este o emisiune de timp pamflet, vă rog să o tratați uh, ca atare. Uh, bun. Deci ideea este în felul după cum urmează. Stați un pic că îmi scrie. Nu, nu pot să. Știm că în curând roboții și oamenii vor fi parteneri sexuali. Dar pentru mine, următorul pas important este implicarea emoțională a inteligenței artificiale cu oamenii. Măi, oameni buni, noi știm ce citim? Nu. Deci, stați că oamenii au. De deja au început să uh, Sergite Alex mi-a scris și mie, da, mi-a zis, băi, nu mai vorbi despre relația asta. Uh, Desigur, există câteva aspecte de luat în considerare în privința conținutului. Tehnologia hologramei există, dar este extrem de costisitoare și dificil de pus în practică. Nu suntem încă în stadiul Blade Runner 2049 cu holograme montate pe tavan care îți proiectează partenerul în jurul apartamentului tău. Auzi, da, o întrebare pe care o adresez și eu să nu fie cu supărare. Uh, nu cumva, uh, nu care cumva ar trebui să ne folosim de niște aspecte pe care le găsim pe magazinele de sex dacă tot avem aceste probleme. Întreb și eu. Întreb și eu. Nu degeaba. Nu numai atât, dar holograma prezentă în videoclipurile ei pare să fie un artist sau actor colaborator real mai degrabă decât o simplă generare de către inteligența artificială. Nu este clar exact cum a fost integrată inteligența artificială în această lucrare. S-ar putea ca răspunsurile hologramei să fie generate de AI. A seria de performanțe va include ceremonii de nuntă, iar artista spune că nunta va avea loc la Muzeul de Mon din Rotterdam. Dacă totul este așa efemer și banii trebuie să fie real la nunta aceasta, mă scuzați că întreb, U criptomonede. <laughs> Corect, foarte bine punctat. Auzi, dar nu vă supărați, suntem bine cu toții astăzi sau s-a întâmplat ceva? Hmm? Cum adică că o să fie o relație între roboți și oameni? Bă, n-am înțeles multe noi ca oameni. Cum poate să existe relații sexuale între persoane de același sex care sunt reale, simt și pot avea anumite trăiri? Bașca despre faptul că am tot aflat că aceste categorii de persoane simt asta, e cumva ceva îngramat în ființa fiecăruia. Acum ne... De împreunăm cu roboții? Dar eu vă întreb așa. Vom avea la închisoare într-o celulă un robot și un om normal? Că dacă, de exemplu, un robot bărbat o bate pe o doamnă, adică îi dă o ștachie, iertați-mă, clar o face în afiș, ce facem cu el? Îl indisponibilizăm din. Ca pe memo din rotiță sau din cheiță sau îl trimitem la închisoare? E, e aiurea ce zic? Adică nu știu. Bun, de asemenea ea a mai arătat, personajul nostru, continuăm, o placă de alamă într-o postare pe Instagram care are gravate atât numele ei cât și cel ai lui Alex. Framins nu este prima artistă care folosește căsătoria cu temă centrală într-o performanță. În 2016, artista britanică Tracy Emin, cunoscută pentru lucrarea sa My Bad, s-a căsătorit cu o piatră din cădina sa, numind-o. Eu sunt bine rău, adică nu mai am probleme că am derapaj în emisiune. Eu încă sunt bine. Doamne ajută! Deci s-a căsătorit cu o piatră din grădina sa numind-o o, o ancoră ceva cu care mă pot identifica. Aveți lipsă de ceva, stimabilele mele, doamne? De... Mm. Nu știu, adică... Poftim? sunt mai puțin bărbați decât femei, eu zic că, de, adică, dacă te uiți bine, s-ar putea să, să găsești ce trebuie. Dar dacă te-ai luat cu piatra și cu... Poți să te împreunezi din nou, vii și spun, iertați-mi, vă rog, știu că această emisiune, cu fără falsă modestie, are în publicul telespectator oameni de vază, oameni educați, oameni, de fapt toți sunt așa, dar ne mai permitem câte o glumiță, așa, pă, de multe ori poate ne la locul ei sau poate pe orativă, având în vedere nivelul unor persoane care urmăresc această emisiune. Dar întrebarea este absolut sănătoasă. Dacă am luat-o pe calea um, inteligenței artificiale și ne căsătorim și așa și probabil că nu mai vrem anumite persoane, fie că vorbim despre femei sau bărbați care ar putea să fie de o anumită factură și cu care să nu rezonăm și așa mai departe. Um, dacă deci să ne dăm împreunăm cu o piatră dintr-o grădină cum a pățit Tracy Amin, o artistă britanică, sau ca uh, tovarășa uh, care s-a dămpreunat cu Alex, Alicia Framis, Framis, să știți că încă sunt deschise anumite magazine de shopuri de domeniul ăsta vast. Că? și acolo s-au creat inclusiv persoane, dar știi ce, adică n-ai putea să fii acuzat de nimic, că dacă e, îl iei, l-ai uzat, îl cureți și îl bagi în șfonier. Băț, că știți că sunt anumite jucării sexuale care sunt în formă naturală. Știți, da? Adică nu lăsați păpușa gonflabilă aia. Nu, sunt făcut din material din ăsta care emite foarte bine pielea. Cred că Puteți să vezi. Știți că eu aș putea să vă arăt, dar nu vreau să interzicem emisiunea că s-ar putea să nu mai da. Bun. Uh, și atunci? Decât să o luăm pe cărări sau să cădem din cărare, mai bine. Da. Uh, da, dacă tot vorbim despre asta, am un subiect care este cu siguranță um, ancestral vorbind. De, cât de cât mult mai așezat și calat, astronomii au identificat cel mai strălucitor obiect din întregul univers, un coasar ce găzduiește o gaură neagră, Doamne, și aici e cu gauri, uriașă care înghite echivalentul unui soare în fiecare zi. Deci nu știu de ce mă urmăresc aceste cuvinte, dar mă rog, noi citim în continuare atenție. Potrivit cercetătorilor citați de The Guardian, cel mai strălucitor obiect cunoscut din întregul univers, un coasar cu o strălucire de 500 de trilioane de ori mai mare decât cea a Soarelui nostru a fost descoperit chiar în apropierea noastră. Oamenii de știință din Australia au identificat un cuasar care găzduiește o gaură neagră supermasivă cu o masă de 17 miliarde de ori mai mare decât cea a soarelui și care consumă o masă echivalentă cu aceea a soarelui în fiecare zi. Această acesta reprezintă gaura neagră cu cel mai rapid ritm de creștere observat până în prezent. Lumina emisă de acest obiect cosmic a călătorit pe parcursul a peste 12 miliarde de lei pentru a ajunge la Pământ. Telescopul foarte mare din Chile a fost folosit pentru confirmarea puterii acestui coasar cunoscut sub denumirea de GO5294351, conform informațiilor furnizate de BBC. Profesorul Christian Wolf este cel care, cu ajutorul tehnicilor de la Universitatea Națională Australiană, coautor al studiului publicat în revista Nature Astronomy, a exprimat opinia că acest record nu va fi probabil niciodată depășit. Deci s-a găsit această linie. Lumina este emisă dintr-un disc de acreție. Ați denotați, căutați pe Google, cu un diametru de 7 ani lumină, de 15.000 de ori mai mare decât distanța dintre Soare și orbita planetei Neptun. Acest disc reprezintă locul în care materia se adună înainte de a trece dincolo de orizontul evenimentelor, punct în care nici lumina nu mai poate scăpa. Ce ziceți de această treabă, cum vi se pare? Vreau să-mi spuneți o părere, vreau să comentăm, stați un pic că mi-a căzut căscuța. Vreau să comentăm împreună acest eveniment important, să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Hmm? Mergem mai departe și citim ca să vadă lumea că noi suntem absolut inteligenți. Atunci când materia din disc intră în coliziune cu alte materii se generează cantități uriașe de lumină și căldură. Ulf a comparat acest fenomen cu o celulă gigantică și magnetică a unei furtuni cu temperaturi de 10.000 de grade Celsius cu fulgere și vânturi atât de intense încât ar înconjura pământul într-o secundă. Discul de materie care înconjoară cuasarul are un diametru de 7 ani lumină fiind așadar cu 50% mai mare decât distanța de la sistemul nostru solar la următoarea stea galaxie, adică Alpha Centauri. Cercetătorii zice au fost să surprinși de faptul că acest coasar nu a fost descoperit mai devreme, și s-au declarat atât de șocați de a existența acestui loc infernal în Univers, cât și încântați că au reușit să-l identifice. Mm -hmm. Da, da. Deci, ați văzut că sunt lucruri destul de uh, încă neelucidate în ceea ce privește știința. Că multe dintre ele se găsesc mai târziu, ce ziceți, de ideea mea. Și un material dedicat colegei mele, Laura Calciu Pătrescu, coordonatorul știrilor, așa o cheamă, da, nume de. Pe care cu care a, este cunoscută în jurnalism. Calciul bun pentru orice, cu o mică excepție. La ce trebuie să fii atent, <laughs> poate. Uh, i-am putea sugera soțului să fie un pic atent asupra acestui material. O dietă bogată în calciu este benefică pentru dezvoltarea corectă a oaselor și pentru a preveni slăbirea lor. În timp cu toate acestea, studii recente au arătat că acest mineral prețios atât de important pentru sănătatea oaselor nu este la fel de prietenos cu părul. Relația dintre o dietă bogată în calciu și sănătatea oaselor a fost larg studiată în ultimii ani, iar conform furnizorului mondial de informații biomedicale, Elsevier, un consum crescut de calciu la femeile aflate la menopauză, reduce riscul de osteoporoză. Există numeroase studii privind rolul suplimentelor de calciu în prevenirea pierderii masei osoase care apar după menopauză. Da, rezultatele arată un efect pozitiv după tratamentul cu calciu. Deci, atenție, și noi facem la redacție, așa cum vă spuneam, tratament cu calciu, după o. Oh, de ce că în regie, când am înțeles cu o reducere a pierderii densității minerale osoase aproape de 50% în comparație cu placebo, conform unui studiu realizat de Școala de Endocrinologie de la Universitatea Internațională din Quito. Deci, dacă nu aveți un calciu, e greu cu oasele, sau dacă supărați, vă rupe oasele. Este o exprimare evidentă în regim pamflet și vă rugăm de asemenea să l tratați ca atare, puteți să citiți uh, această uh, informație după vastele uh, interneturi. Internete. Ne întoarcem uh, la noi uh, în zonă și citim uh, din republicanews.ro. O nouă bijuterie a turismului românesc descoperă cel mai extins oraș din țară, înconjurat de peisaje spectaculoase și încărcat cu povești afasă cinante. Hai să vedem despre ce este vorba în propoziție. Uite așa cum rulăm și zicem. Broșten, Localitatea care îl leagă pe Ion Creangă de amintirile din copilărie a fost desemnată stațiune de interes local. Cel mai întins oraș din România, în termen de suprafață, este acum o nouă atracție turistică deosebită în țară. Dar nu vă faceți griji, pentru că noi românii nu o să mergem către astfel de destinații, pentru că noi credem că este mult mai ok să mergem în afară, pentru că la noi turismul este scump și că nu ne permitem să facem lucrul ăsta. Dar noi vă dăm înspre justa informare. Mergând pe urmele amintirilor din copilăria ale lui Ion Creangă, ajungem la Broșteni, un sat din județul Suceava. Acest loc unde Nică și-a petrecut timpul și-a învățat a devenit oraș din 2004 și recent a fost declarat stațiune turistică de interes local, așa cum este și la noi în Prahova, stațiunea Chea și ea este o stațiune turistică de interes local. Ținutul este fermecător și plin de povești. Biserica Muzeul Creangă, construită din lemn în 1760, păstrează autenticitatea vieții de odinioară, oferind o privire asupra istoriei locale și adăpostind obiecte vechi de peste 150 de ani. Unul dintre localnici spune, atenție, suntem la Biserica Monument Istoric, unde în Creangă și-a petrecut copilăria și-a învățat aici, la Broșteni. Cu o suprafață de aproximativ 43.000 de hectare, orașul Broșteni se mândrește cu aproape 36.000 de hectare de păduri. Practic, aerul proaspăt de munte poate fi simțit la fiecare respirație. Mihaela Cohârță, președintele Ome de Țara Dornelor, spune, atenție, foarte important ce spun acești oameni de zonele respective, Broșteni este una dintre bijuteriile din Țara Dornelor. De la plimbări mici, pe traseele din păduri, la vizite la Biserica de Lem sau chiar excursii până la Durmoxa pentru a te bucura de peisaje extraordinare din mijlocul naturii, există multe de făcut și de descoperit, inclusiv întâlniri cu cerbii. Și poate de ce nu întâlnim și reniului moșcăciu, Broștenii fiind situat în patria apelor minerale, are și izvoare tămăduitoare, de unde oamenii vin pentru a bea apă sănătoasă și să se vindece de diferite afecțiuni. Iată, acest, un izvor cu apă minerală este căutat în special de către localnici pentru proprietățile sale terapeutice, în preajma lui simțindu-se un miros puternic de sulf. În altă parte a țării, de pildă, Baia Marea a primit recent titlul de stațiune turistică de interes național de această dată. Primăria locală speră ca această recunoaștere să aducă fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare, precum de un parc acvatic. Iată o zonă care s-ar putea dezvolta. Pe axele de finanțare pe care le au, iată, autoritățile și pe care le pot accesa pentru acest parc arvatic, iată, ele pot fi uh, depuse, aceste proiecte, chiar în perioada următoare. În final, alte 13 localități din țară au fost declarate de interes local, evidențind diversitatea și bogăția turistică a României. Pentru că, da, avem cu ce ne mândri ca să nu mai aud discuții. Uh, să puțin că voiam să verific ceva până una alta aici. Uh, nu? Nu. Bun. Dar pentru că totul reprezintă tehnologie, nu este așa? Și toate aceste aspecte uh, decurgă cu ajutorul uh, unor uh, tehnici moderne. Iată cum vă informăm noi apropo de un anumit aspect, o principală metodă de securitate a telefonelor care este în pericol. Amprentele pot fi recreate din sunetele făcute la atingerea ecranului. Doamne, doamne! Deci, spuneam mai devreme că ne-am evoluat, dar pe alte segmente chiar uh, Rămânem cumva în urmă. O nouă descoperire vine să tulbure lumea tehnologiei, aruncând în aer conceptul de securitate pe care mulți îl considerau impenetrabil și chiar are legătură cu degetul. Să fim concentrați asupra situației. Cercetătorii americani și chinezi au dat peste un pericol major în utilizarea amprentelor digitale pentru autentificarea pe smartphone-uri și alte dispozitive electronice. Potrivit acestora, amprentele folosite pentru deblocarea dispozitivelor pot fi recreate în întregime pe baza sunetelor emise atunci când degetul atinge ecranul. Swipe-ul, caracteristic mișcarea degetului pe suprafața ecranului, generează sunete distinctive care pot fi înregistrate și folosite pentru a recrea amprentele degetelor utilizatorilor. Studiile lor arată că, uh, având în vedere ajutorul unui instrument numit Print Listener, pot ataca cu succes uh, până la 27,9% din amprentele parțiale și 9,3% din cele complete, în doar 5 încercări, la cea mai înaltă setare de securitate FAR, adică False uh, Acceptance Rate. Acest lucru ridică semne de întrebare serioase cu privire la securitatea oferită de această metodă de autentificare, care este din ce în ce mai răspândită la dispozitivele electronice. Pam, pam. Bun, și zice, print, Liznar utilizează algoritme avansație pentru preprocesarea semnalelor audio brute, convertindu-le în amprente sintetice utilizabile pentru deblocarea dispozitivelor. Această tehnică ingenioasă aruncă o umbră asupra securității amprentelor digitale și necesită o abordare serioasă din partea industriei tehnologice pentru a remedia această vulnerabilitate. Cu care indică o creștere semnificativă a industriei autentificării cu amprente până, la, până în 2023, valoarea acestuia se ridică la aproape 100 de miliarde de dolari, atenție, în fața unei astfel de expansiuni, asigurarea securității devine crucială pentru protejarea datelor personale și a confidențialității, a confidențialității utilizatorilor. Iată că frecarea degetului pe ecran poate fi uh, reconstruită și atunci putem să... Uh, fim uh, hăcuiți uh, și cumva să ni se poată uh, să le poată permită altora accesul în device-urile proprii. Bun, uh, am stabilit-o și cu asta, ceea ce mi se pare uh, interesant având în vedere faptul că avem. Uh, să un pic. Că mă... Da, gata. Uh, că avem uh, nevoie să fim un pic mai atenți la această uh, situație. Bun. Uh, și pe final, pentru că noi nu este așa, suntem și fierți pe cultură. O sculptură a lui Constantin Mâncoș, considerată pierdută, a fost descoperită și adusă în România. Unde și când va putea fi admirată? Toată lumea se concentrează, se concentrează. În anul 2024, Ziua Națională Brâncuș este marcată printr-un eveniment cu totul deosebit, o lucrare inedită a lui Constantin Mâncuș sosește în premieră în România. Este vorba despre o lucrare realizată de sculptorul Constantin Mâncuș în 1905 1906 și uh, se numește bustul unui patron de restaurant portretul lui Achille Balde. Această lucrare reprezintă o operă care nu a fost niciodată văzută, fiind considerată pierdută sau distrusă. Sculptura a fost recent adjudecată la o licitație internațională din Paris de un colecționar român au uh, transmis reprezentanții Artmark, adică unei case de Licitație! Evenimentul de dezvelire, dar și prima întâlnire cu publicul acestei lucrări va avea loc sâmbătă uh, uh, și deja poate fi de altfel uite că am văzut acum uh, descoperite la Palatul Ciesianu Racoviță pe seti numărul 5 în prezent doamna Doina Lemni istoric parizian de artă cercetătoare specializată în opera săculăptorului Constantin Mâncoviș și unul dintre cei mai cunoscuți exgeți ai operei marelui exegeți, mă scuzați, ai operei mare lui artist, aflată într-o vizită extraordinară în România. Uh, eu zic că merită văzut, iată, Doina Lemni va susține cu această ocazie deosebită o conferință uh, și mai multe aspecte legate de tot ceea ce înseamnă uh, conceptul de Brâncuș exclusiv. Uh, și hai să dăm așa, spre final, uh, o uh, perspectivă, o declarație a Dorine Lemni. Ziua Națională Brâncuș din fiecare an implică o evocare a personalității artistului devenit un simbol al creativității românești. Dar rare ori se întâmplă să aducem în atenția publicului o operă cu totul inedită, considerată pierdută sau distrusă, după cum obișnuia artistul să procedeze. A fost reprezentată până acum printr-o singură fotografie din colecția colecționarului englez David Grob, care a fost prezentată în cadrul expoziției Brâncuș de la Timișoara, Surse Românești și Perspective Universitare, a declarat Doina Lemni. Și hai să vedeți și uh, acest... Uh, această operă de artă pe care o uh, puteți uh, urmări chiar acum pe ecran mai jos ce să busul lui patron de restaurant iată portretul lui Achille Balde este una dintre ultimele lucrări realizate de uh, sculptorul Brâncuș acesta este una dintre ultimele lucrări realizate de sculptor în manieră impresionantă impresionistă mă scuzați sub influența maestrului său de atunci August Rodin înainte de a începe în 1907 să cioplească direct în piatră acest bust apare și în fotografiile din atelierul lui Constantin Mâncoviș din piața Dufin numărul 16, Dufin numărul 16 din Paris. Sculptura înfățișează un portret de bărbat dotat cu o impresionantă mustață a la franceză și a fost cunoscută mult timp sub numele de portretul lui M.G. dintr-o confuzie. Este de fapt portretul lui Achille Balde, Chelner în cafeneaua în care Brâncuș a lucrat ca spălător de vase în primul an al sosei sale în Paris. Lucrarea se reprodusă în cele mai importante cataloge Brâncuș după o fotografie păstrată la centrul Pompidou. Și este o verigă care face legătura dintre lucrările românești de dinainte de epoca pariziană și ceea ce va urma, începând cu anii 1907-1908, și anume rugăciunea și cu mințenia pământului, pe care cu siguranță o cunoașteți, lucrări care deschid drumul celebrelor sale capodopere modernist-abstractizante. V-am culturalizat sau cum? și de această dată. Deci nu este așa, vă ofer eu toate informațiile de care aveți nevoie aici, trecând așa ca într-o ciorbă de la un subiect la altul. Vă doresc!